Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Ei bine, sunt aici cu Xerionu, tractorul meu preferat, și am luat lâna asta de la oi. Să le facem acolo niște spațiu pentru a se spauna altă lână la oi și de asemenea am mai luat ceva, ce anume paletul ăsta cu fertilizator, cred. Da, cu fertilizator era, pentru că nu știu cine a observat, în episoadele trecute am scăpat de toate porțile. În sfârșit le-am vândut, am zis că bă, gata, hai că stăm cu ele de ceva vreme. Mă, să fiu sincer cu voi, le-am vândut ca să optimizez un picuț și mai mult ferma, pentru că am adus în ultimul timp foarte multe utilaje pe aici și am zis că shit, man, dacă am ceva de care pot scăpa, e bine, hai să scăpăm pentru a mări FPS-ul. Că am anumite problemuțe. Uite, de exemplu, acum dacă mă uit în partea asta, avem un 49, dar se simt ca și 20. Când mă uit în partea asta, am 37. Nu mai duce calculatorul. La câte moduri am instalate, calculatorul își cam dă demisia. Așa, acum le-am desfăcut. Cred că acum trebuie, dar... A, iară trebuie să le descarc eu, firar ele să fie. Stai așa, hai să luăm paletul cu fertilizator și îl aruncăm dincolo. Și acum le vom lua pastea pe fiecare în parte. Bă, am câteva, dar nu... Prețul în momentul de față la lână e de 800 de euro și nu câștig extraordinar de mult. Câștig undeva la un 12.000 la câte am eu pe aici. Am 14 paleți de lână și nu prea se merită să-i vând, dar având totuși un buget foarte mic în momentul de față, poate voi fi obligat. Dacă mai trebuie să mai închiriez ceva și nu voi știu care arată ca naiba, dar rezolvăm într-o secundă. Dacă voi fi obligat să închiriez ceva și nu voi avea bani, e bine, voi apela și la lâna asta. Adică orice, acolo numai pentru a rezolva situațiunea. Mamă, ce mă enervează. Deci nu dispare lâna, nu se încarcă în storage-ul ăsta, în spațiu de stocare, decât dacă avem paletul cât de cât orientat cum trebuie. Adică să fie normal așa, nu într-o parte. Uite, trebuie să-l orientez iară. Haide, tatile, haide, mă! Dar îmi place stocarea asta, e în regulă, știi? Nu este ideală, dar e în regulă. Trebuia să fi venit eu cu motostivuitorul și cred că aș fi terminat mult mai repede pe aici. Dar m-am gândit că, bă, dacă mă duc foarte aproape de trigger, poate mi le ia. Da, de unde? Nu mi le-a luat. Așa, gata! Am scăpat. Hai să-l punem pe ăsta la loc aici, să-l ducem unde eu obișnuiesc să le folosesc și punem și king. Avem aici o king, avem. Bun! Let's go! Let's go! O să vă arăt statusul terenurilor mele, astea plantate și recoltate mai nou cu cartofi. Și să vedeți pe unde mă aflu și ce trebuie să mai facem. Hați! Mai dăm o dată, gata, am dat kingile jos. Jap! Pe el! Aaaa! Lol, ce fain ar fi fost să fie fix pe el. Hai să punem mai încoace, că ăsta e fertilizator și ce alte sunt de erbicid. Și nu vreau să se încurce între ele. Jap! Așa, ăsta de care e tot... wow, ok, tot erbicid. Am foarte mult erbicid pe aici și ăsta? De fertilizator? Nu, tot erbicid și ăsta. Oh my god, cât erbicid avem! Jap! No bueno! Let's go! Hai să-l parcăm pe ăsta unde trebuie. Și să ne luăm remorca din dotare, pentru că am venit cu Xerionul să fac niște treabă prin fermă. Eu eram de fapt ocupat la teren. Vin de pe câmp în momentul de față. Fost la recolta de cartofi, am zis, bă, hai să luăm un pic de pauză de la recolta aia de cartofi, pentru că așa durează de mult timp. Jap. Așa, și avem remorcuța în spătelus. Hei, postez foarte des pe Instagram, așa că dacă nu mă urmăriți și aveți cont totuși de Instagram, dați un click acolo la Barbă Neagră Oficial, că mai postez din spatele culiselor și chiar și posturi și imagini de altă natură, chiar și story-uri, care nu au legătură cu Farming Simulatorul. Asta un pic de reclamă. Hai, te vezi dacă faci reclamă în timp ce faci și muncă. Cuplezi semănătoare nici de cum remorca, dar eu aveam impresia că am lăsat remorca pe aici. Unde n-ai bine lăsat eu remorca? E la siloz? Da, e la siloz. Deci, din moment ce nu am creier de femeie, nu pot face multitasking. Trebuie să mă limitez doar la un singur lucru deodată, că altfel le încurc. Ai și a tatelule, mamă, ce patinează asta. Am observat că toate utilajele patinează atâta timp cât au direcție față-spate. Like, indiferent de viteză. Am patinat și la 20 de km pe oră. Deci ceva like, wow. Chiar și atunci. Am luat un nou mod, vreau să-l testăm să vedem care e șmenozeala. Deși la 15.000 de euro, nu știu dacă am bani să-l testez. Vom vedea cât costă. Mi se pare dubios modul. Este vorba despre un shed, adică un garaj complet făcut din metal, fără să fie acoperit. E dubios, e dubios. Merg acum să descarc o combina, cea de cartofi. Și după aceea, vedem care e treaba cu treaba asta de metal. Nu știu, am văzut-o pe moduri. Zic, mă, cum n-ai bine să fie ăsta garaj cu găuri în el? Adică mi se pare foarte, foarte dubios.
Să-i dau la dreapta și îl punem pe cruise controlul și nu mai avem treabă cu el. Bun, ia să vedem. Deci pe terenul ăsta parcă am terminat. Da, am terminat perfect. Ia uitați-vă voi aici frumușel. 65-63 recoltat. Avem 87 recoltat, 1 fertilizat. Și acum suntem în plină recoltă pe terenul îl mare. Tare sau ce? Deci am fost ocupat, ok? Am fost ocupat. Acum o să ne ținem doar la ăsta mare, dar totuși avem niște cartofi și ne putem juca o lecușă cu ei. Dacă ne uităm noi aici, putem vedea că la cartofelus... unde avem cartofelusul? Uite la aici, bang! Avem 637 de tone. 637 de tone de cartofi. Și eu cred că mai scot de aici. Nu știu dacă fac eu... 1000 de tone, dar oricum o să scot o cantitate destul de substanțială de cartofelos. De cartofelos. Bun, hai să ne pregătim aici. Cât avem? 60, ok, la 100. Hai să căutăm să vedem dacă găsesc eu shed-ul ăsta. Este bineînțeles la plasabile și cred că ar trebui să fie la shades. Oare? De multe ori, nu știu, modării bagă modurile în categorii ciudate. Unde nu ar trebui și eu le găsesc greu sau uneori nu le găsesc deloc. Era destul de vizibil. Aha, ăsta este. Metal Shed. După cum bine vedeți, arată foarte ciudat, costă decât 2500 de euro, deci vești bune, ni-l permitem. Și nu-i acoperi cu nimica. Like, sunt super curios de ce ai vrea așa ceva. Și un al doilea motiv pentru care vreau să-l încercăm e că în descriere arată cum că shed-ul ăsta, adică, cum să zicem, garajul, a? E făcut special pentru tipul ăsta de utilaje, pentru holmăruri d-astea care recoltează rădăcinoase. Știi, și zic, bă, ok, stai așa că pe viitor, dacă vrem să mai facem niște ceapă, niște astea, o să ne trebuiască și nouă un garaj d-ăsta, știi? Poate cine știe, cumpărăm un d-ăsta mare. Bun, hai să zicem cartofii ăștia. O un picuț mai acana. Bă, dar dacă vând eu o remorcă de cartofi, nu? Că am o grămadă de cartofi în momentul de față. Dacă vindem noi o remorcă de cartofi, numai că să mai facem bani. Avem 100 de tone de cartofi. Dacă vindem la 410, vom obține un 47.000 ceva de genul ăsta. Se zice la Verklausen Gross 1. Ăsta e în fermă, dacă nu mă înșel. Verklausen Gross 1, adică lea la magazinul pe care eu l-am plasat. Bueno, bueno, acolo vom merge. Ok, frumușelos. Și de asemenea tot acolo în fermă vom plasa și shed-ul ăsta, garajul de metal, care tot mi se pare super dubios. Vreau să văd dacă într-adevăr poate fi din geam, cine știe, și nu se vede prin poză. Da, mi se pare super dubios cu găurile alea în el. Adică, like, what the hell. De ce l-ai pune, știi, dacă nu vrei să protejezi utilajele de intemperii, știi, de zăpadă, ploaie, etc. Like, de ce ai vrea să pui așa ceva? Vedem? Vedem acum. Avem 15.000, cu ce punem acum? Hai că ne iese. Ne iese un picuț de bănișor acolo, ne permitem. Eu trebuie să mai iau niște semințe, trebuie să mă pregătesc pentru cultura următoare. Care nu știu încă de care o fi, dar eu vreau niște bonuței. Nu știu exact cât costă. Ce mă, deja e la 80%? Asta e nasol pentru că eu nu pot să car decât 100 de tone și bunkerul combinei ăstea de cartofi are dublu, are 200 de tone, așa că eu mereu o descarc doar până la jumătate. Cam sax. Eu mai vreau să mai cumpăr ceva de asta, făceam un calcul să văd cam cât iau și cred că mă încadrez. Este vorba despre un potato washer. Ăsta este lucrul pe care eu vreau să-l cumpăr și aici venim pur și simplu, dăm cu spatele și avem trigger. Se pare se că da. Ia să vedem aici. Se pare că bănișorii vin și ar trebui să câștigăm un 47, zic eu, 47 de cap, 48, ceva pe aici. Se pare că nu. Câștigăm mult mai puțin. Dar de ce? A, ba nu! Animația ne arată cum că s-a împins până la maxim remorca. A, vezi mă, deci animația remorcii nu corespunde într-adevăr cu nivelul. Ai văzut-o pe asta? Că mi-a dat emoții. Zic, mamă, am golit deja remorca și nu am decât 30 de cap. Cu ce mai aveam eu? Deci 15k pe profit, like, what the fuck? 41! Ah! Speram la un picuț mai mult, dar e regulă, e regulă, I'll take it! E regulă. Bun, combina se pare că e la 100%, ne așteaptă un picuț. Și atât, hai să punem aici un aparcamiento și să încercăm și noi ăsta, să vedem care e și venozeana cu shed-ul vieții, metal shed. E chiar mic! Bra, ăsta e chiar mic. Am putea să-l punem aici.
Aici ar intra, doar că mi se pare mie că stă ușor cam în drum. Am putea să-l punem aici doar că intrăm foarte greu. Am putea să-l punem aici doar că incomodează. Pe oriunde l-am pune, creează probleme. Dar dacă l-am pune aici, nu cred că ar mai crea nicio problemă. Că noi avem drumul ăsta care vine nici de cum ăsta. Așa că dacă aș face treaba asta, jap, metal shed baby, da mă, n-are nimica. O, megeu. Cum mă, n-are pereți, n-are nimic. N-am, nici. Mă gândeam că poate te apropii de el și îți dă opțiunea să-l construiești cu ce material vrei tu. Am mai avut moduri de-astea și mă gândeam că-s faine. Ok, jos avem o textură de nămol și nu mă mir din moment ce nu avem nimic să împiedice ploaia să treacă. Ok, și pot să trec și eu? Dacă o fac mic? Jop. Se pare că nu pot să trec. Bro, dar mi se pare super dubios. O avea, mă, ce... Uite, are și lumini sus. O avea ceva de... Cumva, nu știu, un punct de coliziune astfel încât să împiedice ploaia să treacă. Bro, dar nu înțeleg rolul. De ce ți-ai luat așa ceva? Adică, în realitate, de exemplu, ar exista așa ceva. Îmi place foarte mult textura metalică. Chiar are o strălucire aparte care îți dă feeling-ul când că, da, mă, într-adevăr, ăsta e metal. Deci asta într-adevăr da, e făcut și mi se pare un mod bine făcut, astfel încât nu înțeleg ideea lui. În fine, e al nostru acum, fuck it, și intrăm la terraforming pentru că știți că nu suport să nu am drumuri. Așa, dăm frumos pe painting și selectăm aici le textură de pământ. Facem prima dată, uite așa, ca și cum intrăm și din partea asta și din partea asta, câteva pete pe aici. Și de asemenea facem, uite așa, nu prea îmi place mie pământul ăsta pe care mi l-a dat shed-ul. Și o să modificăm în interior, o să punem cu niște... Uite, vezi, și ăsta e un aspect care îmi place teribil de mult. Faptul că ne lasă să pictăm în interiorul lui e ceva. Nu la toate putem. Uite, aici nu pot să mă apropii, vezi? Et. Chiar dacă are o platformă. Ce exemplu să vă mai dau? Uite asta, de exemplu. Hai să zicem că garajul ăla de acolo, deci ăsta are o platformă jos, dar ăsta de baloți în momentul de față nu are platformă. Și pot, nu, uite, mi se blochează ușa, uite. Deci nu prea poți să pictezi, adică poți încerca. Eu dau click acum, apropo, și nu se schimbă nimic, plus că mouse-ul merge, după cum bine vedeți, foarte dificil. Și dau click și nu pot să pictez deloc. Dar aici pot picta, ceea ce mi se pare interesant. Bun, avem așa, drum pe aici, avem drum picolo. Și mai facem aici frumos și el o să uite așa drumulețul. Stai așa că eu plănuiesc două combine, plănuiesc multe chestii eu. Și un pic aici porotund, jap, și aici se vor uni drumurile și plecăm și noi un picuț încoace, uite așa, hop, hop, ai văzut? Pac, perfectos, iar acum vreau să selectez pietriși. Așa că să punem un picuț pe mărgini, adică mi se pare că e mult mai logic dacă pui pietriși sau... Să punem, da, hai să punem pietriși normal și normal, logica dictează cum că mărginile astea ar trebui să fie create din beton. Pentru că am avea pilonii de susținere ai garajului prinși în beton, știi? Dar mi se pare că și pietrișul ăsta face același lucru, putem să avem beton jos și după aia un pic de pietriș deasupra și ne dă același sentiment. Da, tot nu înțeleg care-i treaba. Ce e asta? Care-i scopul? What's the deal? E neterminat, care-i treaba? Nu putem să aprindem lumine, se pare. Cred că se vor aprinde după ce noptăm. Îl testăm? Nu vă imaginați că nu-l testăm. Îl vom testa. Așa, bun, stai așa. Bă, da, a prins formă frumoasă ferma noastră aici. Adică mi se pare că avem foarte multe, le-am aranjat foarte frumos. Chiar dacă la prima vedere pot părea ca și cum sunt alandala puse, nu sunt, sunt create foarte riguros și cu creier. Nu foarte mare, dar e acolo. Astfel încât totul e la îndemână. Și asta îmi place foarte mult în ferma asta, că totul e la îndemână. Mi se pare o fermă foarte, foarte eficientă. Asociez asta cu diferite tipuri de building din Minecraft. Pentru cine joacă sau a jucat sau poate cine se uită la Minecraft, știe că poți să-ți construiești o casă sau, mă rog, o bază frumoasă, decorată, trotuare și așa mai departe, dar nu e neapărat eficientă. Sunt alții care construiesc decât o singură cutie și în interior au toate lucrurile la îndemână. E bine, oamenii aia sunt mult mai eficienți în gameplay decât cei care decorează. În Minecraft ce drept și eu sunt vinovat de primul tip de oameni care creează decorativ mai mult decât practic.
Dar, hei, în farming îmi place să fiu mai tehnic o lecușă. Mai ales că aici nu pot să decorez extraordinar de mult. Facem stânga și aș vrea să văd pe unde a rămas combina aia. Plină. Ia să vedem aici. Hai mă, salvește-te și tu odată, firar, tu să fii. Firar, bă, era la dreapta, da? Perfect, gorgeous. Mergem pe aici. Nu avem drum, se pare că ar trebui să mai unim aici, să mai facem drumul ăsta odată. Că da, parcă duc lipsa. Hai să luăm noi pe teren cel mai bine. Așa, tate. Da, încă nu m-am gândit așa 100% ce cultură vreau să pun următoarea, doar că știu sigur că va fi o cultură pentru financiari. Adică, clar, trebuie să scoatem niște bonuței dacă vrem să punem după aia pe viitor niște ceapă. O să mai trebuiască bani pentru a închiria utilaje, bani pe care în momentul de față nu i-am, plus că vreau să mai cumpăr niște fabricuțe, niște porculeți, deci clar trebuie să ne băgăm pe ceva ce ne produce niște bonișori. Acum vom merge la baza numărul 1. Și acolo, da, așa că cred că putem face două lucruri deodată acum. Așa, și să luăm, zic eu, un potato washer. Îl găsim la Global Company. Bă, ce mi-ar fi plăcut să avem și un slider aici, că dacă aș fi știut, bă, potato washer la mijloc. Dădem și cu slider-ul până la mijloc. Aviz Giants pentru FS21, un slider în lista de moduri ar fi gorgeous în lista asta de moduri. Potato washer, iau-te la aici, barabing, barabung. Bă, nu o să-l pun în fermă, că mi se pare că am foarte multe lucruri în fermă și mie ca să nu mărim lagul, că deja și așa nu merge foarte bine jocul ăsta la mine. Așa că îl vom pune pe aici. Asta este baza numărul 2. Ia uite ce frumos arată tot. Să mai primiți că eu hate, mă. Uite, mă, cât de frumos arată totul aranjat. Ce ziceți voi acolo? Arată gorgeous. Așa, avem un drum acolo. Știi cum cred eu că vreau să fac aici? Cred că vreau să-l întorc pe ăsta așa. Pentru că văd că toată acțiunea se petrece în partea aia. Așa că hai să-l orientăm cât de cât. Punem achilișa și dăm un click. Perfect. Nice. Aici probabil o să munim cu drumul ăsta. Gorgeous. Bun. Cred că e în regulă. Și acum luăm remorca asta, 100 de tone pentru început. Cred că ar fi în regulă. O să ne mai trebuiască o remorcă, dar am două. Cred că o să trebuiască să vin cu ăsta din fermă pentru a descărca cartofii spălați. Deci mergem să spălăm cartofii în momentul de față. 100 de tone mai exact. Vreau să văd. Nu prea am jucat foarte mult. L-am încercat o dată pe multiplayer, potato washer-ul. Dar nu l-am studiat foarte bine să văd care este limita la cantitate, să văd care este timpul de spălare și așa mai departe, știi? Așa că vreau să vedem lucrurile astea acum. N-am drum direct. Aveam drum direct, fii atent. Las că n-are nici ca o luăm pe iarbă, nu stricăm canul ăla vecinului. Dar dacă... Mamă, DJ la 80% ăla! Of! Așa se întâmplă, mă, așa se întâmplă când ai remorcă de 100 de tone. Bă, nu puteam... Deci nu vine să cred că am ajuns într-un pas al fermei în care să zic că o remorcă de 100 de tone e relativ micuță acum. Stai să o luăm logic. Deci clar pe aici descărcăm. Nu ne trebuie. Acum, unde încărcăm? Ai beleaua. Deci am... Descrie ceva în meniu. Stai așa că poate trebuie să o alimentăm cu ceva. Și dacă trebuie să o alimentăm cu ceva, cu ce anume? Cu motorină oare ca să meargă centrifuga? Sau băgăm apă, că apă ar fi logic. Nu ne zice cu nimic. Dar apă, mă gândesc, ar fi logic din moment ce îi spală, nu? Nu avem niciun afișaj pe aici. Global Company, Global Company. My dudes, deci ăsta ar trebui să meargă cu niște apă. Și avem o centrifugă aici. Uite apa jos. Uite, avem textură de apă. Deci, probabil, o să trebuiască și apă, deși nu ne spune în meniu. Mă gândesc. Hai să vedem unde merge. O să încerc prima dată în prima. Deși în prima eu cred că se bagă apă. Deci, clar, trebuie să vin cu apă aici. Ok. Deci nu merge. Claros. Merge într-a doua. Ia. Yeah. Merge nici aia. Poate trebuie să mă mai încolo. Dacă nu merge nici așa, clar știi cum trebuie să meargă. Ok. O să trebuiască să intrăm noi acolo. Asta nu mă place. Firar să fie de hamar. Trebuie să venim cu o cupă să încărcăm aici. Asta e beleleaua. Vreau să văd dacă nu cumva am eu pe aici un... O chestie de asta. O platformă care să mă ridice. Cred că ar fi foarte ok.
dar nu știu dacă o mai am, că nu mi-a trebuit niciodată și mi se pare că am scos înainte să o folosesc. De asta e bine să nu ștergi din moduri firarele să fie, că nu știi niciodată când o să-ți mai trebuiască. Poate la miscellaneous, deși aici mi se pare că am destul de puține lucruri. Da, nu cred că avem aici nimica. Eu mă uit totuși că poate. Uite, o avem pasta. Placeable ramp. Dar nu știu exact cât de înaltă va fi. Mai avem una care nu e și așa. Mă, știi ce? Hai să încercăm pe asta, placeable ramp, pentru că văd că alta nu avem. Și facem trebușoare. Am trecut de ea cumva? Cred că... Bro, unde e? Stai așa că o pierdui. Placeable ramp, placeable ramp. Da, mă, cred că am pierdut-o, fii atent. Deci era pe lângă... Uite aici, uite aici, uite aici. Mamă. Ideea e că nu mi-arată, știi, cât de înaltă se va face. Da, bine, hai să încercăm. Cred că asta ar fi fața. Ok. Jap. Yeah. Și dacă dăm un click cu alea, nu? Da, deci merge, dar nu cred că o să se deschidă foarte mult. Da, destul de puțin el. Poate reușesc să buguiesc un picuț spatele remorcii. Hai să încercăm, să vedem. Asta ca să evit să vin cu un telehandler. Dacă nu, vin eu cu loader-ul și aia a fost. L-avem fix pe la închiriatul și n-avem ce să facem, asta este. A, dar nici nu cape remorca asta pe rampă. Fii atent că rampa e prea îngustă. Uite, asta încercam să fac. Ha, ha, a mers! Bra! A mers! OMG-ul a mers. A, ce tare! Dar cât am încărcat aici? Oare mi-arată la info? Nope, normal că nu mi-arată la info, dar văd că... Nu-mi dă nimic și nu pornește. Poate trebuie neapărat să am o remorcă acolo. Ok! Deci, strategia mea funcționează. Cât mai avem aici? Decât 85. Mamă, nu mi-a intrat decât... Pua, mă, foarte puțin mi-a intrat. Ok, deci, treaba cu rampa și deși nu am plasat extraordinar de bine rampa, se pare că a funcționat foarte bine, like, mult mai bine decât mă așteptam eu. Bun, mergem să descărcăm restul de cartofi în fermă și, famă, mi-ar mai trebui o remorcă. Ah, faci! Ok. Și dacă am un tractor prin fermă, nu cred că am niciun tractor prin fermă, să-l pun pe modul follow me ca să vin aici cu o remorcă. Și de asemenea, apă! Apă! Mai trebuie apă! Ok, trebuie să venim noi cu o cisternă de aici. Da, o să trebuiască să fac câteva drumuri. Aie, cineva m-a întrebat de ce nu mai folosesc autodrive-ul. Ei bine, am descoperit că sunt mai rapid decât autodrive-ul. Autodrive-ul avea circuitele lui făcute frumușel pe străzi și așa mai departe. Dar eu o iau prin tarla și ajung mult mai devreme la destinație. Ce avem două acolo? N-am niciun tractor pe aici, mă? N-am, sunt toate la prima bază. Ah, goddammit. Stai să vedem la ce putem apela că se descarcă remorca. Deci pe aici avem mașina cu cisternă. Hai să, deci avem 100. Am în spate la cisternă cu plaj? Nu am. Goddammit. Hai să mergem, hai să le facem pe rând totuși. Hai să le facem pe rând. O să vin cu ăsta. Cu cisterna mai întâi și încercăm să băgăm apă. Dar că am văzut acolo sunt practic 3 trigăre, da? Cartofi, triggerul de descărcat cartofi. Și mai avem unul care bănuiesc eu că este apa. Când speli nu folosești apa. I mean, come on, man. Cam așa ar dicta logica, nu? Deci dacă nu e apa aici, chiar voi fi surprins. Ala, el am nimerit. Vezi, mă, vezi, mă, după logica, mă. Fără descriere, fără nimic. Stai de, stai de. Ați! Urăsc tipul ăsta de remorci. Îl urăsc din tot sufletul meu. Gata. Cred că apă vom pune decât o singură dată și pe aia nu mai avem multă vreme nevoie, dar ca să fiu sigur o să las totuși cisterna pe aproape. Asta dacă nu mi-o descarcă pe toate. Nu, decât 64 se pare. Ok, mai am 18 tone, mai am 64. În regulă hai să parcăm și pe asta pe undeva. Uite, o să o pun aici pe drum ca să stea la îndemână. Mamă, dar se vede că duc greutate, că nu mai are frână. Așa, și acum stai așa, n-am eu case-ul aici? Ia uite-l, tati.
Ba, să venim și noi cu remorcile. Păi nu? Și facem treabă ca lumea. Vom lua ambele remorci pentru că nu vreau să fac multe drumuri. Despre asta este vorba. Nu știu ce să fac eu cu cartofii. Asta o să fie o problemuță. Și da, dacă nu reușiți să încărcați cu o remorcă, luați un wheeloader sau un telehandler și folosiți cupa. Știu că pe multiplayer noi atunci când am jucat cu cupa și urcam cartofii la înălțime, să zic așa, îi descărcam acolo în cuvă, după care începea producția și îi spăla. Dar dacă aveți o platformă de asta care se ridică, și mai bine zic, și mai bine. Bun, hai că și așa n-am mai clintit de foarte mult timp remorcile astea de aici și ar fi cazul să le mai folosim molecușă. Sunt cumpărate, nu sunt închiriate. Așa că clar trebuie să le pun la treabă. Pot să intru pe aici? Se pare că da. Uite pe aici, perfectos. Nu sunt spălate, asta îmi pare rău și ducem cartofi. Aia, cred că pe interior, a? A, ba nu, pe interior par curățele. Păi, un pic de mizerie, dar în rest par curățele. Dacă erau mai murdare, poate le spălam. Că duceam și eu cartofi proaspeți curățați, așa că... Așa, tatăl. Mas! Și acum, teoretic, ar trebui să avem de toate, deci ar trebui cumva să meargă treaba, zic. Hai, ne întâlnim fix la fabricuță. E, acum e acum, pentru că eu am aici editat mai ansamblu, nu știu exact cum să vin. Știi ce? Cred că un pic oblic, chiar dacă estetic nu e tocmai cel mai frumos, cred că cel mai bine ar fi așa. Și vezi deja... frumos! Deja funcționește. Cred că dacă îl punem așa... Dar de ce? Văd că funcționează, dar nu-mi pune nimic aici. What? Oare de ce? Deci se pare că luăm cartofi și mi face... Open product menu, ha! Deci are așa ceva. A, ce tare, și avem și water și potatoes. Aha, dar ce bine, mă. În momentul de, wow, avem 0%? Really? Ha. Păi de ce avem doar 0%? Durează chiar atât de mult? Ok, hai să mai facem niște activitate pe aici. Că poate durează mai mult decât credeam eu. Așa, deci le avem pe toate pregătite pentru a face niște cartofi spălați. Atâta, nu cine știe ce, doar spălați, atâta tot. Bun, Xerionul caut, hai să mergem să descărcăm. Cât mai avem noi din terenul ăsta de jos? Una, mai avem vreo 3 treceri. Da, mai avem, mamă ce puțin de remorca asta, dar nu îndrăznesc acum să o spăl pentru că o voi spăla degeaba. Vreau să o spăl doar după ce va termina treaba. Atunci venim și cu Xerionul și cu remorca. Și le băgăm acolo pe spălătoria automată. Și să nu uit eu până la sfârșit ca să dăm și noi un pic cu timpul pe rapid să se facă noapte, pentru că vreau să testez și cantitatea la cartofi spălați și de asemenea cum arată luminile la noul nostru garajel. Doamne, dubios mi se pare garajul ăla. Like, dubios rău de tot. Like, why? Se pare contraproductiv. Așa, se pare că dacă o luăm tot în față. Oh, perfect, perfect, hopa, hop. Aaaa! N-am mai văzut copacul ăsta în spatele celuilalt mic. Goddammit! Ce ne-a pus copacul în drum? Ăla a fost om nebun. Că ăsta e cel mai scurt drum până în partea asta. Un perfectos, perfectos. Mamă, ce frumos ar fi fost. Încă o remorcă atașată la asta. Să aveți și noi 200, să descărcăm combina la maxim. Veață, veață. Opa, asta e așa, să nu stricăm lui vecinul. Văd că vecinul a erbicidat pe aici. Are cultură maximă. Băi! Băi! Vrea profit? Ceapa lui. Ne batem după aia pe prețuri. A, hai că e bine că ne-a pus cu burlanul la ieșire. Nu trebuie să mai stric cultura. Ește în regulă, ește în regulă. Așa, tatăle, hați, pune frână. Așa, o să profit un picuț de timpul ăsta de încărcat pentru a-mi uita o leacă la animale, pentru că nu m-am uitat de ceva vreme. Cloverul e pe terminate, cleanliness-ul e în regulă, avem productivitate 0%, probabil din cauza timpului zilei, mă gândesc fiind pe seară, s-au pregătit pentru a se culca animalele. Și avem 213 oi, ceea ce e super fain, și 243 de vaci, gorgeous. Aici trebuie să mai facem niște curățenii și de asemenea să le mai ucem niște rație mixtă, nu avem decât 32 și niște stro, 118 tone, dar e bine să acolo. Milk, 27 de tone, putem să-l vindem dacă avem preț bun.
Milcu 1256. E în regulă. E în regulă, tot așa la punctul de vânzare pe care noi l-am pus. E în regulă, dar merge mai mare, ar merge 1500, 1600, 1700, 2000. Am văzut eu 1900 chiar la lapte. Ceea ce da, n-am mai văzut de ceva vreme. Din păcate. Da. Bun, hai să descărcăm și cartofii ăștia. Să mai trecem noi pe la fabrica de... Ia stai puțin, poți să o operezi de aici? Oh, putem să o vedem direct de aici, fii atent. Mă, tot, nu știu ce să zic eu, de ce ne apare așa? Oare remorca mea, stai un pic să verific niște lucruri, vreau să văd dacă remorcile, de fapt, alea două, suportă și cartofi spălați. Asta suportă cartofi spălați? Nu mi-arată și cred că nici la remorca cealaltă nu va arăta decât dacă, eu știu, voi presupune că suportă dacă are și ea punctele alea 3 în dreapta. Astea sunt remorcile, se pare că au punctele astea 3 în dreapta, cartofi pe aici eu nu văd, ar fi trebuit să avem acea iconiță cu alb, cu cartofi și cu niște picături de apă. Da, Giants! Giants nu a creat jocul cu posibilitatea de a vedea lista asta atât de mare. Și nu pot să dau click pe punctele alea. N-au fi rar. Era fain să putem. Era, dar nu-ți spun. La cât avem asta? 77%. Oh my god. Oh my god. Bă, să-l vindem pe ăsta, că tot zic eu că avem o cantitate destul de mare de cartofi în momentul de față. Da, mă, dar dacă o vând deja... Vezi, toată ideea mea e de a spăla cartofii și a-i vinde. Nici de cum de a-i vinde în forma lor crudă. Ca acum. Așa că... Mă duc să-i depozitez. Săracul din mine zice, bro, mai bine ai răbdare, așteaptă. Îi spălăm și nu profit mai mare. Nu cu mult, cu vreo 150 de euro per tonă. Dar e un pic mai mare. E chiar foarte mai mare. Nu prea se merită, sincer, potato washer-ul ăsta. Dacă stăm bine să ne gândim, dacă durează atâta, păi mă așteptam să dea instant niște cartofi. Adică, nu, doar îi curăță. O să mă uit un pic să nu greșesc ceva acolo. Da, mi se pare foarte, foarte dubios. Cam orice remorcă ar trebui să suporte cartofii spălați, din câte am văzut în meniu, așa că nu cred că e din cauza asta. Nu știu, o să dau timp un picuț pe rapid să vedem dacă se schimbă ceva. Doar așa îmi pot da seama dacă într-adevăr e asta, potato washer-ul, dacă e eronat sau ceva e neregulă. Că din câte am văzut, are la input tot ce vrea, are și apă, are și cartofi. Deci, ce Dumnezeului ne mai trebuie. Poate să dau eu pe remorcă R. O fi și asta. Stai tu aici. A? Hai să încercăm, hai să încercăm. Mă voi teleporta în remorca de la Potato Washer. Care este asta? Și a mers. Fii atent, ați văzut treaba aia? Ia uite-o. Deci merge când ai R. Deci presupun eu că... Aici, toată cuva asta ar trebui să se umple cu cartofi spălați. Plecăm cu cartofii murdari de aici, doar că se mișcă extraordinar de încet. Ok, hai să dăm timp un pic super rapid, să vedem ce se întâmplă, să vină noapte, să testăm. Se pare că s-au dus toți cartofii. Wow, la asta chiar nu mă așteptam. Și cuva de aici s-au umplut, ok, și așa sunt cartofi spălați. O, bine, o să-i cred pe cuvânt. Și acum putem încărca dacă dăm pe R. Am înțeles, deci despre asta este vorba. Nu-mi trebuie o remorcă aici. Asta mă încântă teribil. Faptul că nu trebuie să țin o remorcă aici mă ajută foarte, foarte mult. În regulă, asta-i dă bine. Washed potatoes, avem 15 tone. Că noi atât am pus, atâta e maximul de până acum. În regulă, bine, hai să tracem. Să trecem a doua remorcă aici. S-a blocat? Are un punct de coliziune mai ciudățel, așa o lecușă. Hai să lăsăm una din remorci pe partea asta. O să o las pe ultima, evident, și mergem să vindem cartofii ăștia spălați. O să o las acolo. Hai să vedem la ce punct de vânzare avem un preț acceptabil la cartofii spălați. Era pe aici? Nu, era în dreapta. Mucioala de recea. Uite aici. 573? Ok, bine. La port sales. Tot la port sales. God damn it, trebuie să mă duc la port sales. Ok, bine. Mergem până la port sales și vindem. 573. Păi asta înseamnă că luăm vreo 7K. Nu mai vând.
Nu mai vom pera 7K, ce Dumnezeu e 7K? Deci nu se merită, pur și simplu. N-avem decât să umplem cele două remori și doar atunci se va merita. Doar după ce le umplem pe ambele. Bun, acum. Hai să mai facem o ultimă descărcare. Eu sunt coleașa. Cred că ar trebui să pun și un silos la baza a doua, doar că nu avem decât 14.000 de euro și nu am bani. Practic, literalmente, nu am bani în momentul de față pentru a pune încă un silos. Dar imediat ce fac niște bani, trebuie neapărat să mai punem un silos pe acolo, pentru că nu mai face drumurile astea multe. Hai să schimbăm direcția doar pe față. Gata, acum avem direcția doar pe roțile frontale. Și nu va mai patina în halul ăsta. Gorgeous. Acum, să vedem unde se regăsește combina asta. Oricum, aș fi vrut să... O să facem noapte ca să vedem luminile de la hambarul ăla, garaj. Aș fi vrut totuși să termin cu cartofii până vine noaptea, pentru a nu mai plăti încă o dată închirierea utilajelor. Aici, dacă o luăm strategic, asta ar fi cea mai bună opțiune. Deci cumva trebuie să mă grăbesc. Nu mai am foarte mult, cred că vreo două treceri. Da, avem o trecere până aici și după aia ultima mai face fâșia asta. Mă gândesc. Deci mai mult de atâta nu prea văd de ce ar mai face. Era în stânga? Nu, era de fapt în dreapta. Asta e! O colim un picuț. N-avem chestia să facem. Ne ducem cu videoclipul foarte, foarte mult. Sper că e în regulă. Dar când ai foarte multe lucruri de făcut, cam așa se duce timpul. Nici nu știi când se duce timpul. E evidentos. Așa, și după clipul ăsta, pentru cei dintre voi interesați de shader, o să fac un tutorial cum să bagi shader în FS19, cum să bagi un anumit shader care îți dă un look mai aparte, pentru că există o variantă mai simplă cu un shader mai default și nu foarte în regulă, care nu schimbă foarte multe, și altul, o să vedeți, e un clip destul de scurt, în jur de 10 minute, așa că dacă vreți să duceți grafica FS19 lui la următorul nivel, stați cu geană pe canal. Zic asta pentru că YouTube se pare că nu trimite notificări, chiar dacă ai clopoțelul activat, chiar dacă nu l-ai, am primit feedback de la voi că nu înștiințează YouTube-ul niciodată. Da. Păi la naiba mai există butonul de abonare, la naiba mai există butonul de clopoțel, dacă nici alea nu sunt respectate, adică ce mai vorbim? Ce mai vorbim? Bun, hai să mergem să mai punem niște cartofi. Nu prea îmi place prima cuvă în care pui cartofii, că nu suportă decât 15 tone, ceea ce e sax rău de tot, că eu mereu va trebui să am o remorcă acolo. Cum dau un pic timpul pe rapid, trebuie să vin să mai pun cartofi. Cum dau timpul pe rapid, trebuie să mai vin să mai pun cartofi. Da, mi-ar fi plăcut un spațiu inițial de depozitare al cartofilor murdari ceva mai măricel. Să nu trebuiască chiar atât de multă întreținere de la mine. De asemenea, cred că putem să rezolvăm situația asta și cu niște benzi. Am putea încerca pe viitor. Bă, dar tot mă simt foarte mândru de ideea asta. De treaba asta cu platforma. Deci, mă simt un mic geniu. Mă bucur că n-am renunțat la platforma asta. Stai de... Hats? A, perfect, nici nu trebuie să mă duc foarte mai încolo, doar primele roți, dacă stau în aer, e în regulă. Bra! Bra! Gata, uite, cred că o putem pune și ea. Așa, tatile, avem, la cât avem asta? La 72%, oare s-o umple? Fii atent că aici o să se blocheze că se termină. Stai să o închidem noi și o pun pe rândul ăsta. Deci în momentul de față la 70%. Bă, mai avem aici 28% în fâșia asta până în capăt. Atât. Asta este ultima fâșie de cartofi de pe hartă. Bine, de pe terenurile mele, evident. Așa că dacă reușesc să o termin pe asta, am terminat cu cartofii în sfârșit. Fucking shit. Oprește foarte greu din cauza greutății. Bun, hai să vedem câți cartofi avem acum. Nu spălați, că nu sunt spălați, evident. Noi avem decât cartofi murdari în momentul ăsta. Avem așa. 822 de tone și avem 900 de tone în momentul de față, pentru că mai am 85 în remorcă. Și cu ce facem acum, cred că ajungem la 1000 de tone. Ce tare!
Ce tare, mă, băiatule, mă! Mouse! Frumos! Bun, băieților, cred că rămânem aici și ne întâlnim data aviatoare, când sper eu că primim și noi un preț cât de cât decent la cartofii ăștia și... Nu știu că s-ar merita să mai luăm încă unul. Cred că ne-am complicat foarte mult. Da, să mai luăm încă unul, dar Claros nu mă mulțumește deloc cu vasta care se umple atât de greu. Bun, sper că v-a plăcut episodul de astăzi, iar noi ne vedem data viitoare și în câteva minuțele, de fapt, cu tutorial pentru shader. Până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!